Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Duelul Ideilor. Este o onoare pentru mine, ori de câte ori vin înaintea dumneavoastră, să discutăm subiecte extrem de importante. Astăzi continuăm discuția despre modul în care Dumnezeu s-a implicat în istorie punctual, și anume modul în care El a vorbit, dând principii pentru fiecare dintre noi. Unul dintre cele mai importante principii pe care le descoperim în Exodul este cel legat de viață. Este atributul divin pe care Dumnezeu l-a așezat în om prin suflarea de viață. Și Dumnezeu își permite El să ne spună nouă, pentru că acest atribut îi aparține Lui, să spună: nu ai voie să ucizi. Așa cum Evanghelia spune și a fost scrisă de Moise pe cea de-a doua tablă, în Exodul capitolul 20 cu versetul 13, să nu ucizi. Oare ce însemna acest lucru și acest cuvânt al lui Dumnezeu? Vom discuta în emisiunea de astăzi, având aceiași invitați ca din totdeauna, cei care au experiență în ceea ce privește decalogul și cei care ne pot vorbi despre importanța vieții și datorită experienței dumnealor. Este vorba despre doi prieteni, doi colegi pastori, domnul Valeriu Petrescu, bun venit! Bun găsit! Și domnul Viorel Dima, bun venit! Bun găsit! Spuneam că dumneavoastră ne puteți vorbi din mai multe perspective despre viață. Aveți o anumită experiență și datorită slujirii pastorale ați văzut ce înseamnă viața și uneori ați simțit și ce înseamnă când cineva nu mai are viață, rămâne doar o amintire. Apropo, ce înseamnă viața? Înseamnă ceva care atunci când ajungi să ții slujba de mormântare, te lovește mai dureros decât orice altă experiență. Pentru că trebuie să încerci ceva imposibil, să nu se explici, ci să simți alături de cei îndurerați că omul drag de lângă ei nu mai există. Și asta este teribil. Din altă perspectivă, viața este darul lui Dumnezeu și caracteristica pe care doar El o are de a da din viața Lui viață ființelor create. Și încă multe altele. Vis-a-vis de prima perspectivă pe care a spus-o, am citit undeva că un pastor este asemenea unei mame, ca o lumânare. Se consumă pe sine în timp ce dă lumină celorlalți, vis-a-vis de pastor, dă mângâiere celor care rămân fără acest atribut divin. Domnule Dima, ce e viața? Darul lui Dumnezeu prin care ne-a adus la existență. Posibilitatea de a exista. Nu existăm fără viață, nu existăm ca ființe. Lucrurile există și fără viață. Viața este ceea care ne face să ne bucurăm de ce e în jurul nostru, care ne dă posibilitatea să producem, să producem nu doar lucruri, ci să producem bucurii, să influențăm inimi, să influențăm oameni. Și mai ales viața este un dar, dar este în același timp un împrumut din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat viață și Scriptura ne spune că tot El ne-o ia. Și din acest motiv, când vorbim de porunca să nu ucizi sau să nu omori, Domnul ne spune cu alte cuvinte că pentru că nu există om pe fața Pământului care să dea viață, nu există om pe fața Pământului care să aibă dreptul să ia viața. Numai cine dă viață poate să o și retragă. Și asta este motivul important pentru care Dumnezeu are autoritatea să poruncească acest lucru, pentru că doar El a dat viața și doar El poate să o și retragă. Interesant pentru mine este de ce pe cea de-a doua tablă a legii apare primul principiu acesta.
are vreo importanță sau nu? Sunt convins că toate sunt la fel, dar de ce începe cea de-a doua tablă cu asta? Are legătură, nu începe chiar cu asta, începe cu... Să cinstești pe tatăl tău. Să cinstești pe tatăl tău, dar dacă e să o judecăm în perspectiva importanței, are importanță pentru că este în paralelism cu prima poruncă. Aha. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău și din coace spune să nu ucizi, n-ai tu dreptul să o faci și dacă tu faci ceea ce doar Dumnezeu are dreptul să o facă, înseamnă că este o formă de idolatrie. Îți dai mai multă importanță ție, te asculți de tine, te închini ție însăți, în loc să te închinie lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, viața cuprinde practic toate componentele. E puțin nepotrivit să spun. Viața cuprinde toate componentele vieții. Toate componentele existenței noastre. Din acest motiv, până la urmă, această poruncă o putem judeca și într-o manieră generică, urmând ca celelalte 5 porunci de pe tabla a doua, pentru că sunt 6, dar minus ea 5, celelalte 5 să le punem sub această umbrelă a lui să nu ucizi. Pentru că numai în viață poți să respecti pe părinți, numai cât trăiești poți să respecti pe aproapele tău și să nu iei nevasta sau invers, poți să respecti soția și toate celelalte porunci sunt o manifestare a vieții, dacă vreți. Care sunt acțiunile prin care poți interveni în a scurta viața cuiva? Și apoi o să vă întreb și la modul reflexiv. Pentru că eu nu cred că porunca e una reducționistă, care să spună și cine, toată lumea spune, eu păzesc porunca asta, n-am dat în cap nimănui. Dar ceea ce Dumnezeu spune este extrem de larg. Adică este extrem de cuprinzător. Nicio formă de acțiune sau inacțiune, știți că în drept aceste două sintagme merg, și în fizică, merg acțiunea împreună. Și reacțiunea. Da, dar în drept ele au valoare probatorie și acuzatorie exact, da, corect. Egală. Corect. Nicio acțiune sau inacțiune care atentează la ceea ce Dumnezeu a făcut nu poate fi scoasă în afara sferei de aplicabilitate acestei porunci. Pentru că poți să-l omori pe cineva la modul brutal, mă rog, sau poți să-l omori la modul lent și perfid, sau poți să-l omori cu metode psihice și venind din zona asta, sau poți să-l împingi pe el însuși să-și ia viața, corect. Asta este tot crimă, sau poți tu însuți să-ți iei viața, și asta cade de asemenea sub incidența acestei porunci, orice atentat la darul pe care Dumnezeu l-a oferit unei ființe pe care a adus-o la existență și care se cheamă viață, cade sub incidența acestei porunci. Așa cum în prima parte a legii Dumnezeu este unicul și El este, în partea a doua a tablelor legii, viața este unică și este, până când dispare. Iar dispariția vieții este doar apanajul lui Dumnezeu care a dat-o și care poate să o redea. Porunca spune pur și simplu, nu te atinge de ce nu e al tău. Viața nu-ți aparține, nici a ta, nici a celorlalți. N-ai voie. E apanajul lui Dumnezeu. E ca și cum ai atenta împotriva lui Dumnezeu. Când atentezi împotriva vieții unei creaturi pe care El a adus-o la existență. Aș mai adăuga, ca să fie tablou complet, sigur că domn Petrescu n-a avut intenția să enumere absolut toate aspectele legate de cum poți ucide, dar aș mai adăuga perspectiva aceasta ecologică, în sensul că atâta vreme cât afectăm mediul înconjurător,
ca să fie mai neprielnic vieții, contribuim într-o manieră oarecare la ucidere sau luptăm împotriva, ne găsim împotriva, acționând împotriva vieții. De asemenea, când este vorba despre poți să atentezi la propria viață, poți să atentezi la propria viață prin sinucidere sau pot să atentezi la propria viață prin neglijarea și neorganizarea vieții, mecanismelor de viață care să asigure cea mai bună funcționare a organismului și să facă ca acest corp să fie în viață. Însă aș vrea totuși să scot în evidență un alt aspect, și anume că această poruncă face parte din instrucțiune sau poruncile pe care Dumnezeu le dă cu privire, cu caracter social. Deci sunt cele care au relația cu divinitatea, primele patru, și celelalte sunt cu caracter social, adică cum să bine conviețuim. Relația pe orizontală a omului. Cum să conviețuim bine împreună. Și din acest motiv, să nu ucizi înseamnă să respecti viața celuilalt. Uneori nu ne place de câte cineva, nu e bine că nu ne place sau nu suntem obligați să ne placă, dar trebuie să fim atenți la comportamentele noastre ca să nu atenteze cumva la lucruri care la aspecte care nu sunt de competența noastră, și fiecare poruncă abordează câte unul dintre aceste aspecte, unul dintre ele fiind viața. Deci, cu alte cuvinte, în relațiile noastre cu oamenii trebuie să respectăm viața. Atunci când vorbiți de respect, și cred că aici aș vrea să lărgesc un pic această temă, când vorbiți de respect, vorbiți de respect și în sfera drepturilor omului și a libertății religioase? Sunt nevoit eu să respect pe cineva care nu are o credință ca a mea? Sau... Aș pune puțin diferit problema pentru început, poate că ajung acolo unde ați vrut dumneavoastră, și anume nimeni nu poate lua viața sub niciun motiv, nici sub motiv religios. Pentru că e clar asta, că foarte multe conflicte și foarte multe ucideri în masă, pot să spun așa, sau pe scară largă, au avut, ori au fost inițiate de religie, ori au avut motivație religioasă. Motivație religioasă, e clar. Și justificarea este foarte perfidă. Eu am adevărul, tu nu ai adevărul, dacă n-ai adevărul, ai minciuna. Adevărul are dreptul să existe, minciuna nu are dreptul să existe, deci minciuna nu are dreptul la viață, și atunci eu, dacă am adevărul, din motive religioase, sunt justificat să atentez la viața cuiva. Nu este admisibil sub nici o formă. Dumnezeu spune că în nicio circumstanță nu este justificată atentarea la viață. Și atunci când, cum prevede Vechiul Testament, când se întâmplă să fie din greșeală, să iei viața cuiva din greșeală. Și dreptul spune cu intenție sau fără intenție. Așa, și atunci sunt niște prevederi foarte serioase, și atunci merită să primești sancțiuni, chiar dacă există și posibilitatea de iertare. Am înțeles. Aș vrea să știu și opinia noastră, domnul pastor Petrescu, vis-a-vis de respectul ăsta. Păi eu știu că am adevărul. I-am dat copilului, spre exemplu, sau celui care e partener social cu mine, toate șansele să se informeze, și parcă el nu se informează. Trebuie să-l mai respect sau nici nu aș trece vis-a-vis de sfera uciderilor, dar spun, îl consider un păgân, îl consider ca și nu mai îi limitez existența cel puțin față de mine. În primul rând că eu n-am niciodată adevărul, adevărul îi aparține lui Dumnezeu, eu cel mult beneficiez de adevăr, îl descoper, pot să-l trăiesc sau să-l resping. Deși e foarte riscant ceea ce spune, sunt unii care spun că au adevărul. Adevărul nu îmi aparține pentru că adevărul este o persoană. Da? Asta spune întreaga Scriptură.
că El, Dumnezeu, este adevărul. El, Iisus Hristos, este adevărul. Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Și în al doilea rând, viața excede doar relațiile sociale, ci o chestiune existențială. Iar chestiunile existențiale îi aparțin întru totul lui Dumnezeu. Pentru că doar El are capacitatea, autoritatea să creeze viață. A te atinge de acest atribut al lui Dumnezeu înseamnă, de fapt, blasfemie. Înseamnă să negi că Dumnezeu e singurul Dumnezeu, nu sunt și eu. Ești tu, dar sunt și eu, că tu dai și eu iau. Este o poziționare luciferică, că de acolo vine ideea de a întrerupe viața în mod nejustificat, ceea ce este doar apanajul lui Dumnezeu și asta doar în condițiile păcatului. Pentru că atunci când Dumnezeu creează, El creează pentru veșnicie. Dumnezeu nu creează pentru 70-100 de ani, ci creează pentru veșnicie. Satana s-a interpus dorințele lui Dumnezeu, Satana a adus moartea și în condițiile astea Dumnezeu și-a păstrat atributele de judecător și executor în circumstanțele astea nefericite. Apropo de nu am adevărul, și atunci când ducem ideea aceasta pe tărâmul ideilor sau conceptelor, și atunci putem spune că eu nu am adevărul, indiferent cine aș fi, pentru că adevărul, având în vedere că derivă din Dumnezeu, este atât de complex, atât de profund, încât mintea mea, o mărginită, nu-l poate cuprinde niciodată pe deplin, că și din cauza aceasta nu-l poate înțelege pe deplin. În plus, mintea mea este afectată de păcat, pe de o parte, pe de altă parte este afectată de cultura națională, cultura religioasă, cultura de familie, de educația primită, de noțiunile pe care le am și le folosesc eu, în așa fel încât toate acestea, pe de o parte, mă ajută să înțeleg parțial, dar pe de altă parte mă și limitează în înțelegere. Din acest motiv și în ceea ce privește deținerea adevărului, la orice ierarh religios, la orice cleric și la orice credincios, i-ar sta bine să fie un pic mai smerit și să spună: eu sunt ferm încredințat, sau părerea mea este că eu cred cu toată ființa mea, dar las la latitudinea lui Dumnezeu ca să aprecieze, să estimeze. De ce zic că trebuie să fie totuși o deplină încredințare? Pentru că dacă nu este o încredințare deplină, nu ești motivat să mergi în direcția aceea, nu ești motivat să trăiești acele lucruri, dar în același timp smerenia este o caracteristică a oamenilor lui Dumnezeu. Și apropo, aș spune într-o altă formă că viața poate fi privită și ca un drum către casă, un drum către origine, un drum către Dumnezeu. În condițiile păcatului, viața nu mai e ce a fost gândită de Dumnezeu, adică un început și o veșnicie de trăit, ci este un început, o moarte și o repornire a ciclului vieții. Toată viața suntem în drum spre casă. Toată viața vă referiți la viața aceasta care o trăim aici? Absolut. E o perioadă de probă. Absolut. Toată viața suntem în drum spre asemănarea cu Dumnezeu. Toată viața suntem pe drum spre descoperirea tot mai profundă a adevărului. Și a întrerupe acest ciclu în mod brutal înseamnă nu doar să iei viața omului acum, că a murit și gata, ci să atentezi, nu că Dumnezeu ar proceda în consecință, să atentezi și la șansele pe care Dumnezeu încă le avea pregătite pentru omul acela în drumul lui al devenirii spre casă. Dar mai merita să revenim puțin asupra ideii de sensul cuvântului să nu ucizi, sensul expresiei să nu ucizi,
Domnul Iisus Hristos a aprofundat semnificația aceasta. Dacă ne luăm numai după Noul Testament, după Vechiul Testament, la prima vedere, că nu e chiar așa în realitate, dar la prima vedere pare că se referă la viața fizică doar, dar Domnul Iisus Hristos spunea, eu vă spun că dacă cineva zice fratelui său, exact, prostule, ucide. Deci, vă rog se referă la agresivitate la un moment. Vă rog să observați că aici avem de a face cu o nuanță foarte fină de violență. Exact. O violență fină. Pentru că mie mi-a fost dat, ați făcut referire la început, la îndelungata noastră experiență de viață și de viață religioasă, mie mi-a fost dat să trăiesc și să mă confrunt cu clerici care îndemnau pe enoriași să bată pe oameni, să facă, să producă violență fizică. Și deci așa nu mai numai că erau ei violenți. Nu numai, instigau la violență. A, și asta, da, e un aspect la care eu nu m-am gândit. Și aceasta, așa cum sugeram la un moment dat, pe motive religioase. Dom'le, ăștia sunt rătăciți, au... Dar violență, ori violența, nu vă supărați. Are, cum a făcut aluzie și pastorul Petrescu, are originea doar în Lucifer, în diavolul. Tatăl celor care sunt violenți prin natura lor este diavolul și ei trebuie să se convertească, adică să se întoarcă să la Hristos. Ați lărgit foarte mult paleta aici, pentru că a așeza în imaginea tinerilor modele de comportament violent, a oferi prin educație modele de comportament violent, părinți, și astea, eu cred că se fac responsabili cumva de... Da, deci noi trebuie să milităm pentru o societate nu care să nu ucidă, apropo de războaiele, la care, în legătură cu care credincioșii trebuie să aibă o atitudine și o poziție clară. Avem nu și noi însă... violenței, nu uciderilor și așa mai departe. Avem și noi ceva care e extrem de limitativ și anume prompterul ne spune că trebuie să ne apropiem de sfârșitul emisiunii. N-aș vrea însă să neglijăm un anumit aspect. La început a spus că această poruncă se poate aplica ofensiv să faci, dar și defensiv prin a neglija cu propria persoană. Ce ați vrut să spuneți cu aspectele astea? Păi exact ceea ce se înțelege. Ori forma violentă de a te sinucide, ori forma lentă de a te omorâ picătură cu picătură. Intră tot sub aceeași pastilă incidență. Pastilă cu pastilă, lăcomie cu lăcomie și așa, deci, mai departe. A străi neglijent viața, a consuma, da, anumite lucruri. A distruge viața înseamnă a ucide. Și apoi... Când te uiți asupra poruncilor, fac o mică paranteză. Sunt trei lucruri sfinte, adică lucruri. Dumnezeu e sfânt, sabatul e sfânt, viața e sfântă. Cele fundamentale. Toate celelalte care sunt menționate în celelalte porunci sunt la fel de importante, dar astea ies așa în evidență la o citire superficială. Exact. Aș mai adăuga la aceasta faptul că noi putem ucide neimplicându-ne în întreținerea vieții. Adică am vorbit mai înainte de violență, dar violența poate să fie prin acție, prin acțiune, dar poate să fie prin non-acțiune. Adică treci pe lângă cineva care este în suferință fără să-ți pese. Și lucrul acesta înseamnă, vezi, samariteanul milos. Cei doi care au trecut înainte pe lângă, ei, într-un fel, au fost implicați în procesul de ucidere. Pentru că nu le-a păsat de faptul că cineva se stinge. Adică, stați așa, acum îmi pare rău că facem doar o emisiune la un moment dat și o să mă gândesc pe viitor. Adică, poți ucide și la nivelul posesiv, nu posesiv, pasiv cumva. Da. Să fiu pasiv. Al non-acțiunii. A nu face ce trebuie să faci, e la fel de vinovat ca a face ce nu trebuie să facă. Înseamnă că dacă trec pe cineva, pe lângă cineva pe stradă și sunt nervos... Mai mult decât atât. Dacă trec pe lângă cineva și îl văd că omul ăsta
este pe punctul să piară nemântuit, de fapt eu, într-un fel, ucid dacă nu mă implic să-l salvez. Păi atunci și pastorii sunt vinovați și preoții. Să știu, să știe tot adevărul. Pericolul ăsta. Să știu adevărul și să nu-i spun despre mântuire cuiva. Asta cum mai e? Vedeți, deci ideea este că porunca poate să meargă... Asta arată ce înseamnă adevărul, cât poți să deții. Porunca asta care are doar trei minute, vă rog, să uite, nu ucizi... O jumătate de minut unul și o jumătate de minut celălalt, sau un minut și un minut, comentați acest aspect. Să știu adevărul, să știu la urma urmei că țigara te desparte de Dumnezeu, că băutura, că a nu studia Scriptura, și să trec pasiv sau să nu-i spun cuiva, să nu-l avertizez, poate cădea sub incidența acestei... Da, e ca și un șofer care vede unul căzut lângă drum și nu oprește, e faptă penală. E ca un medic care nu acordă primul ajutor unui om în pericol. Sigur că în cazul despre care discutăm, a nu-i prezenta adevărul, nu trece peste libertatea omului de a-l primi sau a-l respinge. Exact, corect. Dar e vorba de vina mea, nu de vina lui. Am înțeles. Și de asemenea, să trec pe lângă cineva și să nu îi spun adevărul, se poate întâmpla să trec pe lângă cineva și să văd că țigara, ca să iau exemplu meu, să îl desparte de Dumnezeu și să nu pot să mă abțin să îi spun, dar să îi spun într-o așa manieră încât să-l depărtez și în felul acesta să-l fac să respingă o astfel de abordare. Și în cazul acesta, de asemenea, lupt tot pentru, nu pentru viață, ci pentru moarte. Domnilor, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, îmi dau seama de un lucru. Dau seama că Biblia e atât de profundă și Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales cele 10 porunci, sunt atât, atât de frumoase. Faptul că vă uitați la Speranța TV vă face responsabil. Faptul că suntem împreună, suntem responsabili atât noi cât și dumneavoastră să dialogăm despre adevăr și împreună să descoperim valențe pe care să le punem în practică. Până data viitoare, respectați viața și prețuiți-o atât pentru dumneavoastră cât și pentru ceilalți.